Мебелирea șanțurilor nazogenienie, liniilor marionete și a zonei premaxilare cu presență seductivă a volum. În acest tratament folosim anume preparat care conține 25 mg pe mililitru acid hialuronic ca să avem un efect de volumizare și umplerea cât zonei premaxilare, de ce că pacientul are un deficit de volum în zona mediană a feței, a șanțurilor nazogeniene și a liniilor marionete. Pentru tratament o să folosim 2 ml de preparație presență seductivă volum, cât e 1 ml din fiecare parte. Când vine pacientul și are acuze la riduri nazogeniene, noi trebuie să vedem dacă are și un deficit de volum la treimea medie a feței, în zona premaxilară sau zona prezigomatică. Dacă noi observăm că are pacientul deficit de volum, nu trebuie să umplem doar zona nazogeniană, dar neapărat trebuie să restabilim volum median premaxilar ca să avem și o îmbunătățire și a zonei nazogeniene. În caz dacă o să umplem doar ridul nazogenian și ridul marionet, oricum pacientul nu va arăta mai tânăr, dar dacă din tâi restabilim zona premaxilară, umplem șanțul nazogenian și linii marionete, deodată se schimbă anume forma feței și pacienta arată mai tânără. Acum facem schema de tratament. Din tâi tragem o linie de la colțul gurii până la tragus, da? Și de la osul orbitei perpendicular, da? Aici noi vom avea un punct de intrare și o să umplem zona aceasta, zona premaxilară. După a doilea punct de intrare va fi undeva 1-1,5 cm de la colțul gurii și umplem deja ridul nazogenian, tot cu canula. Și a treilea punct de intrare va fi de la colțul gurii perpendicular jos. Da, și o să facem așa linii pentru a umple zona sau ridul marionetei. La finalul tratamentului vedem că oricum avem nevoie
Це має деугем зона назоджиняна, дар май суперфічал. Ши пентрасто осоголосеск инк препарат пресенса седуктива медиум, ши осо ин тот ден начало шпунг дентрари, дар пласес препарат май суперфічал. Pentru acest tratament am folosit 2 ml de preparat Presensa Seductiva Volume și 0,3 ml de Presensa Seductiva Medium, dar oricum noi putem vedea că pentru a avea un efect și mai bun, nu avem nevoie să adăugăm mai mult în zona nazogeniană ca să nu îngreunăm anume partea mediană a feței. Atunci mai bine când o să adăugăm și zona prezigomatică, zona laterală și zona temporală, că aici tot noi avem un deficit de volum. Dar aceasta noi o să facem la următorul video și o să vedeți cât de bine o să avem un rezultat când nu adăugăm mai mult în zona cu riduri nazogeniene, dar mai bine lucrăm cu partea laterală a feței și atunci noi prin adăugarea volumului în zona laterală noi îmbunătățim și șansul nazogenien și linia marionetei, dar și conturul facial. După tratament aplicăm cremă cu factor de protecție solară SPF 80 și pacientul aplică tot aceeași cremă fiecare zi de dimineață și seara serum cu acid hialuronic și peptide de botox ca să prelungim efectul acidului injectat.